Marina Almășan a spus tot adevărul despre căsnicia cu Victor Socaciu, dar și care a fost momentul în care a fost cel mai puternic judecată. La un an de la moartea lui Victor Socaciu, i a dat detalii neștiute de nimeni despre cel căruia i-a și dedicat o carte postum. Volumul a fost publicat în această primăvară și este intitulat Ceasul iubirii cei 16 ani ai mei alături de Victor Socaciu, întrebată ce simte la un an de la moartea fostului soț, Marina Almășan a spus că nu așteaptă date din calendar pentru a comemora lucruri din trecutul său. Amintirile nu revin în mintea noastră printr-o simplă apăsare de buton. Ele ne însoțesc mereu, mai palide sau mai pronunțate și, din fericire, mintea noastră este un filtru impecabil. Reușind să le păstreze doar pe cele frumoase, Victor va rămâne mereu prezent în traiectoria mea viitoare. Am un fecior ce-i poartă numele și pe care și tatăl său și l-a dorit nespus. Am cântecele ce mi-au fost dedicate. Am cartea în care am adunat anii noștri de căsnicie. Am miile de ore de emisiuni și evenimente făcute împreună. Am tone de fotografii de familie, de acasă și de prin toate colțurile lumii. Toate sunt în jurul meu și mă refugez în ele oricând sufletul o cere, nu doar la comemorări, a dezvăluit ea. Marina Almășan a spus și când s-a simțit judecată prea viață. Ea a dezvăluit că a fost judecată în studenție și nu numai, pentru probleme de dosar în care nu avea nicio vină, pur și simplu se născuse într-o familie cu dosar complicat.